S-a vorbit de o altercație fizică între Rednic și Sorescu, nici vorbă, zice antrenorul, care a recunoscut totuși că s-a contrat cu jucătorul. Situația s-a remediat după ce Sorescu a fost și exclus din lot. N-ai cum să ai o discuție bărbătească cu un om care stă cu capul în pământ și a venit doar și a cerut scuze și atât. Rednic l-a trimis în concediu pe Sorescu, dar fotbalistul a refuzat. Să ții prietena și să pleci, am și sugerat, du-te la mare, du-te la munte, du-te în Istanbul, du-te undeva. O să vedem duminică dacă joacă. Dacă lui, la mine nu stă Dinamo într-un singur jucător. Rednic nu a câștigat de la venirea la Dinamo, câinii sunt fără victorie de mai bine de 3 luni și visează la o minune cu CFR duminică. Păi dacă nici pe CFR nu-i batem, pe cine mai batem? Ce Dumnezeu? Glumesc, el știe că eu mai glumesc.